Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Azi jucăm House Builder și avem două case pe care putem să le facem. Putem să facem asta. A, dar nu e available. A, ce scrie aici? Watch movie. Not available, watch movie. Bun, putem să facem o singură casă aici. Și cred că este casa aceea din jurul. Dar unde te afli? Asta de aici. Proper House. Hai să o facem dacă e să fie. Să vedem cum ne scurcăm. Nu uitați să rupeți butonul de cocolai pentru alte episoade cât mai faine, cu jucurile cât mai interesante. Și să vedem play. Asta se pare că este un fel de cabină. Cabană, ce la mine cabină. Cabană. Și, nu știu, jocul ăsta mi se pare interesant, vreau să-l termin să vedem care este faza. Îmi dau o grămadă de hinturi, o grămadă de ajutoare, dar na, vedem cum ne surcăm, să vedem. Trebuie să luăm buștini ăștia mari. Eu ăsta să văd că poți să-l pui câte unul. Să vedem dacă putem să luăm mai mulți doată. Da, foarte fain la jocul ăsta este că poți să iei efectiv o grămadă deodată, ia uitați-vă. Asta e foarte util, dar datorită faptului că, na, știi cum e, dacă îi să le iei pe fiecare în parte, ți-a o grămadă de timp. A, nu mai pot să car. A, să vedem. Bă, că gliciuiește puțin jocul. Jocul l-am primit de la ei, deci... E nou cum ar veni. A, gliciuia deoarece am prins care-i faza. Doamne, cât de greu este. Ia uitați-vă. Uitați-vă cât de greu este, cât trebuie să mă mișc cu asta ca să-l fac de barc. Ceea ce pur și simplu înseamnă că trebuie să-i luăm coaja de pe el. Și am luat doi din ăștia. Și acum trebuie să-i punem. Dacă a nimerit-o. Mai trebuie ceva? Super tare! L-am tăiat, fratele meu. Era aici pus și am scos sirăstrău și l-am tăiat. Datorită faptului că pur și simplu nu mi-am dat seama că am scos sirăstrăul ăla. Și asta unde îl punem? Nu aici? Păi da, dar am pus așa de astea de aici, acum le iau. Că de exemplu o să zice că e prea scurt. Cred că avem destule, să vedem. Trebuie să avem destule. Mamă, de uite cum le face. Nu doar le pune așa, pun și lateralele. Așa. Sper să mă ajungă. Gata. Acum, uite, bușteni îți trebuie în continuare. Eu am crezut că nu trebuie chiar așa mulți bușteni. Care e cel mai lung? Ia uitați-vă. Eu zic că am destule bucăți de lemn. Ia să luăm. Așa. Și cred că o să iau și din astea mai mici. Nu pot să iau. Faza este că astea mici sunt foarte utile, deoarece n-am chef să folosesc din astea mari, unde ar trebui să folosesc din astea mici. Așa că o să iau și câteva mici acum. Așa, și vedem unde le punem. Că sunt unele colțuri sau locuri în care efectiv îți trebuie numai din astea mici. Ai de mine. Cât o să dureze până facem asta. Ia uitați, uite aici trebuie mic, așa că iau câteva din astea. În zona asta numai mic o să trebuiască. Ce? Așa. A, frate, ia uite ce fain. Super, de ce nu mă lași să pui, uite, știu, una în spate, una în față? Pune-le pe toate aici. Așa, pune-le mă pe toate aici dacă e să fie. Așa. Acum partea bună este că nu mai trebuiește chiar atât de înalte și toate alea pe care le-am făcut înainte le pot folosi. Deci este foarte bine. Ia culpim de acoperiș. Ia uite, știu, una aici. Vreau una aici, vreau una acolo. Azi că facem, dacă așa vrea jocul. Da. Hai să vedem. Ia uite-te. Facem scândurele. Merge destul de greu cu scândurile. Haideți să vedem dacă ne ajung astea toate. Mai punem una la făcut. De fapt, le luăm pe toate. Hai să vedem câte putem să facem. Rămâne să vedem dacă chiar ne ajung, deoarece am făcut o grămadă. Dar e posibil să nu ajungă nici astea, deoarece se duc foarte repede. Ia uite, deja s-a terminat. Așa, le luăm pe toate. Mi se pare faină ideea să ai cabana ta. Dar, nu știu, să ai pe lângă casă, știți? Să nu fie doar asta, că dacă ai doar asta, parcă nu știu... Aici îmi zice too short. Trebuie să fac o scândură mare? Dar cum o tai? A, cred că știu cum o tai. Cred că trebuie să tai un copac. Dacă te mai imediat un copăcel, să vedem dacă putem să facem o scândură mai mare. Atunci are sens dacă de la lungimea copacului tai scândurile în funcție de asta. Hai că tăiem imediat câte scândurile puțin mai mari. Vedem să facem pe astea mari de aici, care sunt puțin mai mărișoare. După aceea le facem pe toate astea mici. Așa. Luăm buștenii ăștia de aici. Ia să tem un copac. Să luăm. Așa. Perfect. Și să mergem să vedem dacă putem să facem niște scânduri mai mari. Că aici îmi trebuie o scândură mare, vedeți? Trebuie o scândură foarte mare. Asta e, uite, când face scândurele mari. Mersi foarte mult. Are sens. Așa, luăm pe toate. Eu mă cred că am terminat cu scândurile. Repede undeva. Super tare.
Vedem ce ne mai zice acum. Dacă le-am pus așa pe ăsta și nu prea e ok. Ce mai vrei să facem? Iar acum vrei să facem... Au, iar cu 100 de bușteni. Ai de mine, fratele meu. Na, acum nu-i rău, deoarece uitați-vă și voi cât de repede tai și îmi dă câte 3. Deci nu pot zic că e rău. Dar... na. Totuși. Nici ușor nu e. Așa. Din greșeală am... uite, din greșeală am mai pus să mai facă. Băi, deci a căzut un copac exact pe mașina aia de făcut scânduri. Ceea ce mi se pare o mașină incredibilă, datorită faptului că, păi, chiar ar fi fain să ai o din aia dacă îți trebuie și lucrezi în domeniu. Mă, să vedem cum putem să facem. Mai puțin. Ia uite, ia uite-te. Cât de ușor merge. Cât de ușor merge, fraților. 100% n-am destui. Dar cred că mă apropii. Hai, lași pe ăsta, ia-l și pe ăsta, nu mai am. Păi, deci merge bine. Aici, uite aici, un, doi copaci mari. Hai să-i luăm. Vedem care e faza. Așa. Too short. Asta să luăm de aici. Așa. Mai am ceva cu păcii pe care putem să-i punem? Nu cred. Să mai tai un, un singur copac dacă mă tai. Ce-i chestia asta? Ce-i chestia asta de aici? Stai puțin. Ce e asta? Nu știu ce-i chestia aia. Luăm copacii. Oricum, acum când tai un copac îmi dă 2 sau nu știu 3 cât îmi dă. Gata, unde mai trebuie? Oh, și aici? Oare nu pot să pun din ăștia, nu, sunt prea mici. Păi, a, copacul s-au crescut. Partea bună că ei cresc. Hai să tăi mai mulți. Că știți care e faza, dacă tai mai mulți, nu-i problemă. Dacă îți lași mai puțin, chiar e problemă. Fain, fain că cresc în continuu. Așa, că bara, cred că suntem destul de repede o să o terminăm. Ia să luăm. Datorită faptului că chiar înaintăm bine. Și pe aici, bă, trebuie să facem puțin curat, că nu se poate așa ceva, uite așa stau și în picioare. Ok, hai să vedem cât, a, 6 de aici. Vedem cât ne ajung ăștia. Bă, ce fac, măi? Aici trebuie scânduri? Aici trebuie scânduri? Să trebuie copaci, bă, nu-i bai. Hai să punem totuși unul la făcut. Așa, punem pe ăștia aici. Nu ne trebuie scânduri, dar scânduri din astea mari. Hai, luăm pe toate. Vedem cum le punem. Așa, super tare. Ok. Și acum? În continuu, scânduri. Am scândurile pe care le folosesc eu sunt puțin cam mari. Ar trebui să punem mai mici, dar parcă n-aș vrea să pun mai mici. Vreau să mai să fac o scândură. Datorită faptului că la cum am eu scândurile, pot să le tai, dar dacă le fac mai mici, poate mă întorc așa cu ele. Aici mai trebuie o scândură, aici mai trebuie o grămadă de scânduri. Faza este că scândurile pe care nu le folosești și le tai ăștia rămân acolo. Asta e destul de ciudat. Ok, și acum, pentru acoperiș trebuie scânduri. Aș cam vrea să mur pe acoperiș dacă aș putea pe undeva. Și cred că pot. Ia uite, știu ce face, ai de mine. Bun, hai să facem 100 de scânduri. Vreau să facem o grămadă de scânduri ca să reușim să facem treabă bună. Păi, din câte văd eu, am 60% progres și doar acoperișul am. Fac o grămadă de scânduri, după aceea ne cățărăm pe acoperiș. Ia uite câte scândurele avem. Păcat că nu putem să cărăm mai multe. Băi, ce se întâmplă? Nu pot să mă case pe acoperiș? Numai ce mi-am făcut mai înainte un loc ca să... Stai să le punem aici scândurile. Băi, deci mai înainte și am încercat. Mi-am făcut așa o chestie, vedeți? Cu din astea, ca să pot să merg pe acoperiș. Și uite, bă, că n-am putut. Acum cred că pot. Uite, mă, că nu pot. Așa. Bă, parcă nu pot. Da, lasă, lasă așa. Dacă nu pot, nu-i problemă. Oricum, mi se pare mie că ajung destul de sus, uite, ca să pot să lucrez. A, așa, ia uite ce fain. Și oricum, oricum va trebui să mă întorc destul de des. Bă, nu mai am. Mai am. Oricum va trebui să mă întorc destul de des dacă e să fie să mai punem. Hai să mai punem atunci scândurile la făcut, că cred eu că o să trebuiască o grămadă. Așa, luăm pe toate astea. Vedem și noi pe unde ajungem să le punem. Dar nu trebuie mai din interior să ne fie mai ușor, nu contează. Ia uite ce fain. Sigur o să mai rămână una sau două pe care n-am pus-o, dar noi ne descurcăm noi. Mai luăm scândurile. Mamă, dar am făcut aici la scânduri. O, am apăsat pe buton la aparat, am zis, gata. Păi treabă. Hai să le facem peste de aici, că astea la astea ajungem. Cabana e frumoasă. Nu știu cât o să fie video de lung, dar mie mi-a luat o oră aproape să termin, deci e greu să faci o cabană, pentru că na, trebuia să fac rost de o grămadă de materiale. Nebunie. Hai să vedem pe aici.
Unde mai mergem? Așa. Bă, deci dacă rămâne una singură, norocul meu este că este cu albastru cât se vadă, că dacă n-ar fi, chiar mi-ar fi destul de greu să-mi dau seama. Tare cred eu că trebuie să mă urc eu ca să fac eu până la cap, de știu. Ia uite și tu ce nebunie, că nu le vezi pe toate. Asta o văd. Aici mai e una sau două, uite aici ai gol, acoperiș. Așa, a, uite, deja fac acoperiș acolo, mai trebuie câteva piese. De exemplu, unde mai este? Aici nu-mi dau seama. Bă, deci vedeți seama, nici măcar, a, uite aici. Nici măcar nu-ți dai seama unde mai trebuie este. Așa, și parcă mi-era ceva din interior. Păcat că nu pot să mă urc, uite, pot să mă urc pe asta. Haide, urcă-te. N-ai cum, frate, să încerc dacă pur. Uite pe asta. Ăsta să mă urc așa, bravo. Gata-i. Gata, mai e pe undeva? Gata, super. Și acum ce vreau să fac? Gata casa? Nu e gata. Unde mi-am arătat cu albastru? A, ușa. Gata, facem ușa. Imediat facem ușa. Geamuri. Și geamuri. A, trebuie să mai folosesc de materiale. Dar nu-ți pune astea de aici. Adică sunt destul de ok pentru geamuri, zic eu. Și acum? 70%. Unde mai te lucrată, ticule? A, scândurile astea. Pe luăm pe astea mari de aici, așa avem o grămadă. Și le facem. Acum nu le-aș folosi pe astea mari tot toate, dar asta este, n-ai ce să faci. Așteptăm să le taie, le luăm pe astea de aici și ne continuăm chestia asta. Le facem un fel de verandă. Unde mai trebuie? Unde mai trebuie, frate? Știți care e faza? Uite, uite asta. Vedeți, pentru chestia asta mică, nu te lasă să termini jocul. Stâlpi? Am câți vrei, tăticule. Câți vrei și câți nu vrei. Ia uite și tu. Câți vrei și câți nu vrei am aici, de toate mărimile și soiurile. Ia să le punem. Perfect. Și acum ne trebuie plăci. Hai să mai punem una la făcut. Să dăm pe asta că e mică. Mi-ar trebui... A, lasă-l luăm pe astea. Mi-ar trebui mai mari. Trebuie să mai tăiem, probabil. Acum unde? Dar faza este dacă e totul din lemn, nu e posibil, trebuie tratat cu ceva. Nu e posibil să se strice, eu așa cred. Că până la urmă lemnul... Lemnul e na. Gata. Unde mai este? Unde mi-e albastru? Uite aici una. Și-am terminat casa. Ha, cum arată? Băi, mi-a dat 5 stele. Nu știu ce zice 9 minute, că eu m-am jucat... Aproape 50 de minute, nu știu care e faza 9 minute, poate 9 minute cât am dat așa pe casă. Faza este că toate alea trebuie curățate. Dar o să dau continuu, mi se pare super amuzant cum arăta. Da, ăla ar trebui să dispară, dar nu stau eu să le adun. Să vedem ce casă o să fie data viitoare, că sunt curios, că am destui bănuți. Japanese house. Casa japoneză, ei de mine, asta e grea. Și ce mai avem după? Mai era o casă aici pe care nu puteam noi să o facem. Nu știu unde este. Ideea este că ele vor fi din ce în ce mai grele și cred că la un moment dat o să facem palatul parlamentului sau ceva. Mamă, ce nebun este bun. Dacă nu vedeți episoade că orice juclez, nu uita să rupeți butonul de cuclai și ne vedem data viitoare.